Școala gimnazială din Băița este implicată într-un proiect educațional cu participare internațională din cadrul programului Erasmus, fiind totodată prima unitate de învățământ din mediul rural al județului Hunedoara implicată într-o astfel de activitate. Proiectul, amânat din cauza pandemiei, a debutat în primăvară la Băița, la el fiind parteneri școli din Polonia, Turcia și Italia. Proiectul, care se intitulează Învățarea limbii engleze prin intermediul poveștilor, a fost accesat prin implicarea autorităților publice locale și după etapa din România a fost cea din Turcia. Iar în prezent o delegație de elevi și profesori de la Școala Gimnazială din Băița se află în Polonia. Înseamnă mult prin programul Erasmus să duci 17 copii în Turcia, 17 copii în Polonia, să stea câte o săptămână în relații cu copiii din Turcia, cu învățământul din Turcia, în relații cu copiii din Polonia. Felicitări domnului director, felicitări lor și sigur că tot timpul i-am susținut și susțin pentru a putea obține finanțările acestea de acest gen. Ca în întâlnirile precedente din cadrul proiectului Erasmus, elevii din Băița, care au și rezultate bune la învățătură, prezintă și în Polonia bogatele tradiții locale. Zona noastră este zonă folclorică deosebită. Avem copii foarte, foarte talentați pe partea artistică și nu numai. Și la învățătură să știți că merg destul de bine, rezultatele sunt destul de mulțumitoare. Și la evaluare națională copiii au mers destul de bine. Le place și fac cu pasiune tot ce fac. Datele ultimei etape a proiectului, ce se va desfășura în Italia, urmează a fi stabilite în perioada următoare.